Cele mai multe cazuri de hepatita A s-au înregistrat la școala generală numărul 4 Neptun, frecventată de o bună parte a copiilor ce provin din zone defavorizate ale orașului. Părinții copiilor sănătoși au fost atât de revoltați și speriați încât au refuzat să-i mai trimită la școală. Imediat ce am fost informați în legătură cu cazul respectiv, întreaga clasă a făcut analizele și suntem bucuroși, niciun copil nu s-a contaminat, nu a făcut hepatită. În același timp am anunțat și am solicitat un nou proces de dezinfecție, lucru care s-a realizat. În scurt timp, la fiecare instituție de învățământ s-au înregistrat cel puțin 2-3 cazuri de îmbolnăvire. Directorii instituțiilor de învățământ au luat măsurile necesare pentru a împiedica răspândirea hepatitei A. Ce ne confruntăm cam începând din septembrie cu cazuri de hepatită virală A care a apărut la copii în colectivități. A apărut sporadic câte un caz la câte o școală și a început să apară o legătură între ele și să mai apară câteva cazuri legate de primul caz apărut în școală. Datorită faptului, copiii au intrat în colectivitate și folosesc în comun grupuri sanitare, sările de clasă. Primul caz de hepatita A la Mangalia a fost cel al unei fetițe ce locuiește într-un cartier nevoiaș din localitate, unde puținele grupuri sanitare sunt folosite la comun de câteva sute de cetățeni. Cum în familie nu au fost luate măsuri de igienă, virusul s-a extins, numărul cazurilor fiind la ora actuală de peste 70. În primul rând, reguli de igienă riguroase. Să se spele pe mâini de fiecare dată când umblă cu mâinile pe anumite obiecte, de fiecare dată înainte de a lua masa, de fiecare dată după ce merg la toaletă, să se spele foarte bine pe mâini, pentru că hepatita cu virus A este o hepatită care se transmite pe cale fecal-orală și atunci mâinile sunt principalul instrument prin care se transmite acest virus. Simptomele cele mai frecvente ale îmbolnăvirii cu virusul hepatic A sunt somnolența, apatie, lipsa poftei de mâncare, stare de moleșală, apariția icterului la nivelul ochilor și mâinilor.